Construcția din mijlocul parcului Mihai Viteazu, care a costat 150.000 de euro, a fost finalizată purtând numele de Centrul Național pentru Informare Turistică Giurgiu. Cu această ocazie s-a organizat joi 25 februarie la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură un eveniment care a avut drept scop includerea în circuitul turistic pe toți cei care pot contribui la promovarea obiectivelor turistice ale orașului și, nu în ultimul rând, de a face cunoscută activitatea Centrului Național pentru Informare Turistică Giurgiu. Giurgiu are nevoie de publicitate. Giurgiu are nevoie de informații cât mai utile pentru consumatorul de turism și nu numai. Pentru cei care vin în Giurgiu, că discutăm de turism de afaceri, că discutăm de turism de plăcere, turismul cultural, prinde o foarte mare, susținere turismul medical. Drept urmare, avem posibilitatea să prezentăm celor care trec prin Giurgiu, fie că vin în zona liberă, fie că, au anumite acțiuni, fie că vin la meciurile de fotbal ale echipei Astra, că sunt turiștii sau sunt persoane din România sau sunt, atunci când avem meciuri europene, sunt și turiști din alte țări. Acești consumatori de servicii turistice au nevoie de informații. În acest proiect se dorește dezvoltarea economică a întregii zone. Obiectivul general al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică este dezvoltarea turismului și creșterea numărului de turiști în municipiul Giurgiu, precum și în zonele limitrofe. Centrul va oferi celor interesați să viziteze orașul nostru oferte de cazare, transport, obiective de vizitat, monumente și atracții turistice, oferte ale operatorilor locali, programe și evenimente ale comunităților locale, hărți, pliante și broșuri. Rămâne de văzut cât de interesați vor fi posibili turiști de a obține informații de la acest centru situat nu tocmai într-o zonă accesibilă turismelor care nu au unde staționa.